Domnul și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Astăzi vom discuta tot despre aeroportul internațional Iași. De ce? Pentru că va deveni operațional nou terminal T4, dar discutăm și despre ce se întâmplă în jurul aeroportului. Finalizarea aeroportului nu presupune gata sau termina lucrările, frate, gata, ne culcăm pe ureche, 10 ani de zile de acum încolo, mergem în virtutea inerției. Nu! Despre toate acestea le veți afla pe parcursul discuției cu invitatul meu, domnul Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași. Bună ziua, domnul Alexe, bine ați revenit în platourile noastre. Bună ziua și mă bucur foarte mult că suntem din nou împreună. 2 milioane de pasageri a fost, a trecut, sărbătorit, felicitări pentru conducerea aeroportului. Am înțeles că terminalul T4 ar trebui să fie gata în luna decembrie? Nu, 100% va fi gata peste mai puțin de o lună de zile și vom face și recepția în acest an 2023. Veți începe recepția, pentru că recepția durează... Știți cum e? Practic, odată cu începerea procesului de recepție final a unui proiect, înseamnă că constructorul consideră că și-a făcut treaba și proiectul este implementat. Dacă pe parcursul procesului de recepție vor mai fi câteva inadvertenții mici, ele vor fi remediate tocmai pentru ca la final aeroportul sau obiectivul de investiție să fie funcțional din toate punctele de vedere. Perfect. T4, nou terminal, frumos, arată excepțional și să dea Domnul să fie și operațional. Dacă așa îmi dați voi, apare. Trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că săptămâna trecută practic l-am sărbătorit pe pasagerul cu numărul 2 milioane, o cifră pe care aeroportul internațional Iași n-a mai atins-o niciodată. Asta așa este. Iar estimarea noastră este că anul 2023 îl vom închide cu aproximativ 2,3 milioane de pasageri. 2 milioane 300 de mii. Da. M-am uitat pe datele de la Institutul Național de Statistică și am văzut că, practic, Bucureștiul, în urma recensământului, are aproximativ 2 milioane 300 de locuitori. Eu încerc să le spun tuturor că astăzi, în dealul aeroportului, practic, prin terminalul T2 și T3 astăzi, populația capitalei României a fost procesată. Ceea ce înseamnă enorm de mult pentru un aeroport. Dar asta este o bucurie pentru noi. Odată cu finalizarea lucrărilor la tot ceea ce înseamnă astăzi aeroportul internațional Iași, noi doar în terminalul T4, pentru început, vom putea procesa până la 3,5 milioane de pasageri. Noi chiar mâine... Adică luăm București, luăm și Iași, mai luăm și Pașcani. Luăm București de două ori, de ca două să ori. Nu spunem mai mult de atât. Chiar mâine vom avea o vizită de lucru cu consilierii județeni și evident că executivul Consiliului Județean Iași, pentru că este și meritul și al executivului, evident al celor din echipa manageriată de Romeo Vatra la aeroport și plenul Consiliului Județean, care atunci când a fost vorba despre dezvoltarea aeroportului internațional Iași, l-au susținut fără echivoc. Nu am avut sincopii sau inadvertențe atunci când a venit vorba despre voturile date în Consiliul Județean. Tot luna viitoare finalizăm și sistematizarea parcărilor de la aeroportul internațional Iași, pentru că au fost probleme. Vă mărturisesc că într-o seară chiar eu personal am avut ceva timp de așteptat pentru că o cisternă care alimenta cu kerosen baza aeriană a blocat traficul acolo. Nu este deloc plăcut. Mi-am cerut scuze și vreau să o fac în continuare ieșenilor sau tuturor celor care practic au avut nevoie de aeroport în această perioadă, dar este foarte complicat să lucrezi cu șantierul deschis, tocmai pentru a sistematiza și pentru a asfalta și evident betona căile de acces în parcare. Bun, dar acolo este vorba despre parcarea din față de la T4 și acum se lucrează la parcarea din față de la T1, T2, T3, că e o parcare mai mare. Cele după care am înțeles că se va extinde parcarea din fața terminalului T4. Noi astăzi am plecat în primăvară de la o parcare cu aproximativ 300 de locuri. În decembrie vom avea vom avea 600 de locuri de parcare, dar vom avea spații pentru staționarea microbuzelor, autocarilor, vom avea un sistem de parking mult mai bun. Bun, este doar că aeroportul nostru, la ce capacitate de a procesa sau ce cifri de pasageri are, noi suntem obligați să avem o parcare de cel puțin 1500 de locuri. 1500 de locuri vom avea pentru că s-a dat drumul documentației astfel încât în fața, haideți să numim, hangarului Aerostar, după T4, înspre unitatea militară, o parcare supraterană
de cel puțin 1000 de locuri care practic să asigure. Păi stați puțin, ce înseamnă supraterană, în câte niveluri? Pentru că acolo autoritatea aeronautică spune, domnule, dar nu trebuie să prea înalt, că vine avionul nu, și nu va depăși în înălțime hangarul aerostar, care am oricum înțeles. Are tot o parcare pe plus 1 sau pe plus 2 va fi. E perfect, 1500 de locuri de parcare, extraordinar, sunt locuri de parcare pentru toți pasagerii care vin, pleacă, se întorc. Dar cum ajung pasagerii la aeroport, domnul președinte? În momentul de față, noi facem recomandarea ca, practic, cei care vor să zboare sau cei care aterizează la ea să folosească fie mijloace de transport public, cele ale CTP-ului, sau să folosească taxi, Uber sau Bolt în această perioadă, pentru că accesul este mult mai facil. Se termină parcarea. După ce vor fi finalizate lucrările, astăzi administrația județeană, practic, finalizează studiul de fezabilitate pentru ruta alternativă. Ce înseamnă ruta alternativă? Vrem să creăm această rută alternativă de infrastructură rutieră care practic să dea posibilitatea ieșenilor sau celor care folosesc aeroportul internațional Iași să ajungă în condiții de siguranță și la timp în fața terminalului. Practic, din Moara de Vânt astăzi până la Lacul Șorogar sau Oroneanu, cum este el denumit, exact. Va fi drumul județean, ăla e un drum județean. El va fi lărgit la 4 benzi. Oho. Jos în, la intersecția cu Șorogaru și evident apoi până, dați-mi voie, deci nu fac reclamă, Oroneanu nu și... fac reclamă, până la Brizo, vom avea două sensuri giratorii care și acelea vor fi la 4 benzi pe sens, apoi drumul se bifurcă. Două benzi pe sens. Scuzați-mă, două benzi pe sens. Apoi drumul se bifurcă în girația de la Brizo. Pleacă drumul spre Aroneanu, Radio Aldei și va face legătura cu autostrada A8, da? Să dea domnul să avem, se va întâmpla și apoi fix de la Brizo, prin fondul forestier, la limita apoi între aeroport și păduri, va fi o cale de acces care va ajunge în față la T1, T2, T3, T4 și va continua, ăsta e drumul județean, va continua mai departe pe proiectul primăriei municipiului Iași, prin unitatea militară Aurel Vlaicu, ca practic să lege cu Tătăraș Nord. Bun. Și acum vin anumite întrebări. Am înțeles că mâine veți recepționa studiul de fezabilitate pentru acest drum. Da, studiul de fezabilitate pentru drumul județean. Pentru drumul județean, așa este. S-a discutat cu Ocolul Silvic, s-a făcut vreun schimb de teren? Noi, care noi spus, în pădurea mea. De față, suntem la nivel de studiu de fezabilitate. Următoarea etapă în care vom intra va fi proiectarea și execuția, moment în care practic trebuie scos din fondul din domeniul silvic toate aceste suprafețe care practic vor fi defrișate și pe unde va trece și drumul, și este un proces care va lua timp, dar el va fi făcut corect, legal, tocmai să nu avem alte probleme și mai ales suntem și în situația în care Consiliul Județean trebuie să apeleze la un instrument uzitat și de alte consilii sau primării din țară și foarte răspunde la nivel mondial. Noi trebuie să avem acest instrument bancar, pentru că altfel nu vom putea finanța acest proiect. Până acum, din discuțiile pe care le-am avut și cu ceilalți colegi consilieri județeni, pentru că practic orice împrumut bancar trebuie să aibă votul majorității Consiliului Județean Iași, ei și-au exprimat acordul, pentru că noi practic ne vom împrumuta pentru numai puțin de 3 sectoare de drum. De la Capăt Cug, extinderea la 4 benzi, a Capăt Cug, până înspre Ciurea? După Ciurea, până la intersecția cu Centura, care face dreapta spre Miroslava. Așa. Drumul județean care, practic, face legătura cu aeroportul și duce spre Radio Aldei. Da. Lărgirea la 4 benzi până la Brizu și apoi mergem pe 2 benzi cu acostament consolidat și mai avem, suntem restanți cu un drum județean în zona Dagâța, de la limită județ cu Neamțu, la limită județ cu Vasluiu, pentru că sunt Neamțu asfaltat, Vasluiu asfaltat și mai avem noi acolo 11 km, care e mai mare rușinea. Jenant, cel mai sărac județ din România, Vasluiu. Este... Da, sincer, n-aș vrea să trebuiască să scot eu toate castanele din foc pentru ceea ce nu s-a făcut în ultimii ani în județul nostru, dar vrem să corectăm aceste și inechități și mai ales oamenii n-au nicio vină că sunt la periferia județului și nu vreau să-i tratăm pe ieșeni în funcție de zona în care sau locul în care locuiesc. Bun.
acest drum, vorbim despre drumul care face legătura la aeroport, și ei sunt interesați. Acum, dacă mergem pe acel pe drumul care merge pe la Ciric, traversez podul și încep să urci pe serpentine, 1500 de locuri de parcare, haideți să facem un calcul, joia și duminica, între ora 12 și ora 14.30, aterizează și decolează 10 aeronave. La o capacitate, nu o pun decât 100, nu o pun decât 100, asta înseamnă 1000 de pasageri. La 1000 de pasageri, bun, vin 500 de mașini. 500 de mașini ca să treacă pe acel drum? Nu. Nu. Nu se poate. Adică se va face o busculadă. Vreau să vă întreb un lucru. Din momentul în care s-a preluat studiul de fezabilitate, în cât timp în plenul Consiliului Județean consilierii își vor da votul pentru un împrumut? Eu sper că în această iarnă noi vom intra în Consiliul Județean cu solicitarea de a putea accesa acest credit bancar. Toate trei drumurile. Da, da. Bun. Toate trei. Ideea este că nici noi nu putem să așteptăm după toate trei. Astăzi suntem cu indicatorii tehnico-economici aproape finalizați pe drumul aeroportului. Cred că avem indicatorii tehnico-economici pentru lărgire la 4 benza capăt Cug și vom intra etapizat, că sub o formă sau alta plenul și el își dorește să implementeze cât mai repede. Știți de ce să vă întreb? Pentru că aeroportul s-a terminat etapa. Din câte am înțeles de la domnul director Romeo Vatră, se va trece la T2 zonă cargo și atunci drumul ăla este esențial, necesar. Pentru corecta și buna informare a telespectatorilor dumneavoastră, trebuie să le spunem cât se poate de clar. Noi, pentru că este solicitare, transformăm astăzi terminalul T2, care astăzi operează zborurile interne, în terminal cargo. Zona de dezvoltare a aeroportului nostru, mai ales atunci când vine vorba de servicii, va fi pe partea de est, adică dincolo de pistă. Cu atât doar mai mult, doar cu atât mai mult astăzi, trebuie să faceți și legătura cu acea zonă. Doar că astăzi acea zonă nu se poate dezvolta până breteaua autostrăzii A8 nu va veni dinspre Radio Aldei spre aeroport. Este viaductul care practic trece peste Brizo, da, peste lacul Șorogar, ajunge pe dealul, pe moara de vânt, unde va face legătura cu spitalul regional, urmând ca apoi să coboare pe cea Rosete. Bun, dar eu vă întreb un lucru. T2 se va transforma în zonă cargo. Cu alte cuvinte, va fi operabil. Zonă cargo. Zona cargo înseamnă mărfuri, că care vor fi transportate. Domnul Miron, zona cargo înseamnă că în fiecare zi acolo vor ajunge câteva tiruri. Practic vor alimenta sau vor... Pe unde vor ajunge? Vor deservi. Și astăzi, prin Ciric, se circulă cu tirul, pentru că și aeroportul nostru sau aeronavele sunt alimentate cu combustibil. Încă o dată vă spun, este o soluție de avarii pentru o perioadă scurtă de timp până, practic, Consiliul Județean va rezolva această problemă a drumului. Dar vreau să vă spun încă o dată. Eu vă spun cu mâna pe suflet și cu toată modestia. Că am mai văzut câțiva ieșeni sau poate angajații filarmonici și ieșeni erau supărați pe mine că nu e reabilitată filarmonică. Nu vă supărați. Eu am prins ultimul spectacol al filarmonicii acum 20 de ani. Da, bun. De atunci fără filarmonica falsă este... Fără falsă de modestie, da. Dacă nu ar fi venit Alexie la Consiliul Județean Iași și nu ar fi făcut parteneriat cu primarul Mihai Chirica ca practic să facem cu fonduri europene, ieșenii sau angajații filarmonice și astăzi ar fi putut fi supărați. Corect. Nu eu am condus filarmonica sau județul nostru 10 sau 20 de ani de zile. Dar acum ieșenii, noi astăzi, ieșenii cer de la dumneavoastră. Eu astăzi am venit în rezolvarea acestei probleme și practic noi nu modernizăm un drum existent. Noi înființăm tăind prin păduri un culoar ca practic să creăm o rută alternativă. Și spune-mi, aproape că mă pot considera un pompier de serviciu. Bun. Acum vreau să vă întreb dacă puteți să faceți o previziune cam când credeți că va fi gata acest drum? Noi ne propunem ca anul viitor, în 2024, să fim în execuție cu acest drum. Cea mai mare problemă a acestui drum este practic scoaterea din fondul forestier. Așa. A pădurii din domeniul silvic, care practic va trebui defrișată să tragem drumul. Nu, o să râdeți. Domnul Alexe, dar sunt niște instituții ale statului. Sunt dacă niște, nici instituțiile statului nu colaborează între ele... Eu, fost ministru al mediului, știu foarte bine cum funcționează și Direcția Păduri și toate celelalte entități. Vor spune toți, atât s-a putut, nu? Nu, lăsați, că o să facem lucrurile să funcționeze. Dar astăzi județul nostru nu a mai avut în 30 de ani de zile un proiect în care să scoată din domeniul silvic
și să facă drum. Tot noi, Consiliul Județean Iași, suntem astăzi cu drumul județean din centura ușoară, de sus de la Păun, până la Tomești, tot prin serpentine. Tot prin pădure. Unde, practic, culoarul este suficient din gust și din scurt, astfel încât acum trebuie să creăm niște serpentine mult mai largi și mai late, ca practic să poată, să poată circula pe acolo și tirurile. Cu alte cuvinte, tot veți scoate din fondul forestier zona din pădure. Vom scoate peste tot în județul Iași, unde este nevoie de dezvoltare și nu o să stăm acum în birouri sau să spunem că nu s-a putut sau să ajungem în situația în care să spunem atât s-a putut. Nu! Iașul nostru are nevoie de această dezvoltare și credeți-mă, suntem foarte, foarte hotărâți să o ducem la bun sfârșit. Mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiune. Doamnelor și domnilor, aeroportul, de fapt nu aeroportul, terminalul T4 în decembrie va fi gata. Că va fi operațional peste 2-3 luni, mi se pare absolut firesc. Dacă îmi dați voie, domnule, aș vrea să mai fac o completare. Luni, acum, pe data de 20, sper să nu greșesc, vin la Iași ministrul secretar de stat Crioșteanu, vine conducerea CNAIR-ului, pentru că avem câteva proiecte de infrastructură pe care vrem să le impulsionăm, ca să nu spunem că vrem să facem lobby sau să le împingem să se miște totuși cu o viteză mai mare. Este traseul autostrăzii A8 pe tot ce înseamnă județul Iași, că practic m-am săturat și eu ca toți ieșenii să stăm la podul Iloai în dop, să stăm în traficul de peste tot de prin județul nostru. Eu vă spun... Suntem astăzi și tot demersul nostru a fost ca practic de la ieșirea din podul de fier până spre Popricani, bulevardul Cearoseti și apoi drumul DN24 până la rodul de la Popricani să fie lărgit la 4 benzi și asta se va întâmpla pentru că și acolo studiul de fezabilitate este aproape finalizat, urmând ca apoi să facem legătura între Cearoseti și practic dealul care duce la Moara de... Spitalul Regional de Urgență de pe Moara de Vânt. Am înțeles. Bun! Până data viitoare, cele bune! La revedere!